Irod Agripa I, nepotul lui Irod cel mare, fusese crescut de mic în lux și risipă. Dar, de tânăr, își pierduse toată averea și se înglodase în datorii. Mai târziu, complotând împotriva Cezarului Tiberiu pentru a ajunge mai repede pe tron, este prins și ținut timp de câteva luni în închisoare. Această școală a suferinței i-a servit. Tradiția evrească e plină de laude pentru Irod Gripa I, spunând că odată ajuns rege, deveni foarte religios. Talmudul spune despre el că nu a lăsat nebăgat în seamă nici o poruncă a legii. Viața lui era curată. El nu lăsa să treacă o zi fără a aduce jerfa rânduită. Pentru a împlini porunca lui Dumnezeu cu privire la interzicerea închinării la chipuri cioplite, el impune ca o statuie a împăratului roman să fie scoasă din sinagoga unui oraș fenician. Iar pe un tânăr care dorea să-i devină ginere, el îl silește să accepte tăierea prejur. Ceremoniile religioase din templu îl mișcau până la lacrimi. așa îl descrie Talmudul. Numai că avem și alte surse de informații despre acest irod. Acestea ne spun că, în tocmai ca bunicul său, toată această religiozitate o arăta numai atâta vreme cât era în Iudeea, anume o dată pe an. Căci în restul timpului, religiosul Irod se distra la Beritus, luând parte la luptele de gladiatori. Din porunca lui, un număr de 1400 de criminali trebuiau să se ucidă unul pe altul în asemenea lupte, în decurs de o singură zi. La cezarea, el ridica statui propriei sale fice, ceea ce era o urăciune în ochii poporului evreu. El, care avea mare grijă ca monedele în circulație în Iudeea să nu poarte chipul său, își punea chipul pe monedele din Galileea. Toată religiozitatea lui era deci numai politică. Aceasta a rămas și astăzi caracteristica multora dintre mai mari acestei lumi. Și fiindcă totul la el era superficial, a sfârșit prin a deveni și el vrăjmaș al lui Isus. Acesta cere credință adevărată. Pe vremea lui Roda Agripa I, Mântuitorul era de acum înălțat la ceruri. Lui nu-i mai putea face niciun rău, dar el avea o plăcere sadică în a chinui pe membrii bisericii lui Hristos. Deși știa din propria sa experiență amară ce este închisoarea, el închide pe Petru și pe Iacov. Urmaș a două generații de ucigași, varsă și el sânge sfânt, Poruncind ca Iacov să fie omorât cu sabia. Furios că Petru a fost eliberat din închisoare de un înger al lui Dumnezeu, el ordonă uciderea celor 16ostași care fusese însărcinați cu paza lui, deși aceștia erau cu totul nevinovați. În cele din urmă, și pe acest irod l-a ajuns pe deapsa lui Dumnezeu. Într-o zi, așezut pe tron, îmbrăcat în haine strălucitoare, și vorbea locuitorilor din Tir și Sidon. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al lui Dumnezeu, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Pentru un înger a se lupta cu un om, fie chiar și un rege, este desigur o jucărie. Citim în Vechiul Testament că un singur înger a omorât într-o singură zi 185.000 de asirieni. Irod însă nu ținuse seamă de aceste puteri cerești când s-a luptat împotriva bisericii lui Hristos. De aceea a fost pedepsit să moară mâncat de viermi. Cât de mult ar trebui să dea de gândit soarta lui și azi tuturor celor care fac ca el. Celui din tâi Agripa i-a urmat la tron, Irod Agripa al doilea. Acesta era și el un desfrânat, care mersese până acolo unde desfrâu că trăia în adulter cu propria sa soră, Berenice. Dar și el, ca și înaintașii lui, făcea pe sfântul, obligând și el pe cumnații săi să se taie prejur. Berenice, sora sa, care trăia în curvie cu propriul ei frate, era și ea o femeie religioasă. Ea depuse chiar juruință de nazireat, adică se obligase, din dragoste pentru Dumnezeu, să nu-și tundă părul și să nu bea vin. Numai că dragostea ei pentru Dumnezeu nu mergea atât de departe încât să renunțe la incest. Mai târziu, Iroda Agripa al ii avea să lupte de partea asupritorilor romani împotriva propriului său popor și să serbeze împreună cu Titus înfrângerea acestuia. Dar înainte de aceasta, Dumnezeu îi oferă și lui o posibilitate de a se mântui. Venind odată la Cezarea împreună cu Berenice, pentru a-l vizita pe guvernatorul roman Festus, acesta îi povestește despre un prizonier cu numele de Pavel, învinuit cu privire la un oarecare Isus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Agripa, dornic să audă pe Pavel vorbind, a venit a doua zi cu Berenice îmbrăcați cu multă fală cât de compătimitor se va fi uitat la ei Pavel. Desigur că lui Pavel nu-i ardea de apărare înaintea acestora. Bucuria lui era mai degrabă că i se dăduse harul de a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu înaintea acestui irod. Pavel cunoștea bine trista istorie a dinastiei lui. De aceea, el își începuse cuvântarea înaintea lor cu cuvintele. Mă socotesc fericit, împărate Gripa, că am posibilitatea a mă apăra astăzi înaintea ta. Cât se va fi rugat Pavel în timp ce vorbea ca sămânța să cadă pe pământ bun și ca cel puțin acest rod să ajungă la mântuire. Vedem cum Pavel cântărește fiecare cuvânt, fiecare vorbă care iese din gură cade ca o lovitură de ciocan, menită să zdrobească inimile de piatră pe care le avea înaintea sa. Viața mea, din cele din tâi zile ale mele, spunea Pavel în cuvântarea sa, este cunoscută de toți iudei, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. El, cel închis și aproape de a fi osândit, învinuit fiind de evrei, îi numește totuși neamul său. Aceasta pentru a-l învăța pe Agripa că tendința lui de a-și trăda neamul său romanilor, pentru a-și apăra propriile interese și tronul, e urâtă. Apoi, Pavel continuă. Am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Era nevoie ca Agripa, cel care trăia în desfrânare, să audă despre calea îngustă. Era nevoie și pentru Berenice, femeia adulteră cu jurință de nazireat, să afle că există două căi înguste. Una era calea îngustă a fariseilor, îngustă în felul de gândire și strict morală în lucrurile mici, dar lăsând frâu liber păcatului în cele mari. A doua este calea cea îngustă a lui Isus, strictă în toate, calea cea adevărată a cruce. Și acum Pavel caută să încurajeze la pocăință. El nu vrea ca ei să-și piardă nădejdea mântuirii din pricina păcatelor lor grave. Apostolul le arată că și el a fost nu numai un păcătos, dar chiar un ucigaș care omorâse pe mulți sfinți, cum făcuseră și rozei în decursul istoriei. Și dacă el, Pavel, a fost iertată de Dumnezeu, desigur că și un irod va putea dobândi iertarea. Și așa cum Domnul Isus l-a trezit pe el, Pavel, din umblarea sa nebună în păcate, tot așa și irod să-și dea seama că este pe un drum greșit. Pavel îi povestește apoi lui Agripa și celor din jurul său cum îi se arătase înainte pe drumul spre Damasc și îi spusese Scoală-te și stai pe picioarele tale. Adică nu te mai lua după alții, nu continua să trăiești așa cum ai apucat de la strămoșii tăi, ci fi cu adevărat bărbat care stă pe picioarele proprii. Isus i-a dat însărcinarea să deschidă ochii oamenilor, ca și ei să primească, prin credința în El, iertarea păcatelor lor și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Ce veste bună pentru Agripa și Berenice! Era numai nevoie ca ei să creadă în Isus, pentru ca să li se ierte îndată tot păcatul lor cel greu și să primească moștenirea cerească împreună cu Sfinții în loc de a fi osândiți pentru vecie în iad, ca și străbunilor. Cu câtă măestrie are Pavel grijă să nu atingă cu nimic religia strămoșească și atașamentul de aceasta, înlăturând acest obstacol. Obstacol care se observă de obicei la aceea a căror religie este doar una de suprafață. El asigură pe Agripa. Eu nu mă depărtez cu nimic de la ceea ce au spus profeții și Moise. Dar toată dragostea Apostolului față de aceste suflete pierdute și toată înțelepciunea lui în mânuirea cuvântului au fost irosite. Festus îi spune în față: Ești un nebun! Iar Agripa, de la o parte, toată problema pusă conștiinței sale cu cuvintele: Curând mai vrei să mă îndupleci să mă fac creștin? Astfel, și pentru acest irod, trecuse ceasul cercetării. Curând își pierde împărăția și cu el se sfârșește și dinastia aceasta. Iudeia este încorporată Siriei. Așa și-a pierdut acest rod și țara și mântuirea. Căci, firește, nu pot fi mântuiți vrăjmașii lui Iisus dacă nu se pocăiesc din vreme. Poate și tu, ascultătorule, ești un vrăjmaș al lui Iisus. Căci orice păcătos care nu s-a lepădat cu căință și hotărâre de păcatele sale la picioarele crucii Domnului Iisus, este încă un vrăjmaș al său. Ai putut vedea și tu, din cele relatate până aici, cât de mare este dragostea lui Dumnezeu față de păcătoși și cât de mult a vrut el să-i scape de pediapsa și o sânda veșnică, așa cum vrea să te scape și pe tine. Dragul meu, vino chiar azi la Domnul Isus. Mărturisește-i vina păcatelor tale și privește la jerfa care a fost adusă și pentru tine. Crede că tot ce s-a petrecut pe cruce a fost după planul dinainte al lui Dumnezeu pentru tine. Primește pe Mântuitorul tău și începe o viață nouă cu el. Dacă vei face așa, va începe chiar din clipa aceasta o viață nouă. O viață plină de pace și adevărată fericire. Vrei tu lucrul acesta? O poți face chiar acum. Atunci vei putea gusta și tu din apa vieții, care te va face să alegi și tu pe drumul lui chemând suflete la mântuire prin acest sânge scump vărsat cu dragoste pentru tine. Atunci vei aștepta și tu cu dor clipa care va veni curând. Trâmbița lui te va chema și pe tine împreună cu toți sfinții, să fii pentru totdeauna cu el, în împărăția sa, fericita lui împărăție care nu este din lumea aceasta.